În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doi oameni au venit în templu ca să se roage. Iubiți credincioși, dacă ați citit în calendare, astăzi începe o nouă perioadă în viața liturgică, în viața slujbelor, perioada Triodului. E o perioadă de pregătire prin trei duminici înainte de a începe atacul cel mare, postul cel mare, încercarea cea mare care să ne șlefuiască până la lumina învierii, să putem să o reflectăm și noi mai departe. Astăzi este prima din aceste trei duminici și anume este o duminică în care Mântuitorul le spune ucenicilor săi o pildă. Deși multe dintre momentele pe care l-a petrecut Mântuitorul alături de ucenici sunt pilde vii, totuși Mântuitorul a spus o pildă. Și chiar săptămâna aceasta citeam la un învățat mai vechi că după ce asculți o pildă, nu vei mai fi cel dinainte. Pentru că nu știi când lucrează în tine această pildă și cum lucrează. Și anume, cu siguranță că nu vom mai fi aceea și după ce vom asculta pilda. Pilda vameșului și fariseului. Deja când ne apropiem de această pildă, cu toții parcă ne relaxăm așa puțin, spunând, ia uite pe ăștia doi care au venit să se roage. Niciodată nu intrăm cu seriozitate în haina de rugăciune a celor doi, pentru că întotdeauna, atunci când este de bine, considerăm că și noi facem la fel. Atunci când este de rău, bineînțeles că spunem, da, dar și vecinul meu face la fel ca ăsta. Și imediat încep osândirile. Ei, spune Mântuitorul, într-o zi, doi oameni au urcat la templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul era vameș. Fariseul, stând în față, drept, cu privirea în sus, spunea în sinea lui, mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, desfrânați, răi, răpitori, sau ca acest vameș. Dau zeciuială din tot câte câștig și postez de două ori pe săptămână. Și lângă el stătea vameșul care nu îndrăznea să ridice privirea în sus și își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Și Mântuitorul a continuat zicând, adevărat vă spun vouă că acesta s-a întors mai îndreptat la casa sa decât acela. Pentru că oricine se va înălța pe sine, acela se va smeri și oricine se va smeri pe sine, acela se va înălța. Foarte bine, plecăm spre case, am auzit și noi o pildă, vedem cum lucrează ea, dar n-am să vă las să plecați așa cum ați venit, pentru că pe mine m-a schimbat de foarte multe ori această pildă. Dar săptămâna aceasta am avut marea bucurie să citesc o pildă asemănătoare cu aceasta. Și anume se spune că într-o comunitate venise un misionar care s-a chinuit ani de zile, zeci de ani, să-i facă pe oameni să înțeleagă cine este Dumnezeu și cui adresăm noi rugăciunile. Și după ani și ani de zile le-a spus-o, cum spune românul, franc, le-a spus-o în față. Zice, auziți, dar voi nu v-ați plictisit să-L rugați pe Dumnezeul vostru numai ca să fiți sănătoși sau ca să vă meargă bine? Nu credeți că a venit vremea să-L cunoașteți pe adevăratul Dumnezeu? Bineînțeles că e o provocare fantastică. Nu cred că l-au auzit șefii, pentru că n-a pățit nimic, dar l-au luat enoriașii la întrebări. Ce vrei să spui cu asta? Zice, nu pot să vă spun altceva decât vă tot spun de zeci de ani. Dar, ca să înțelegeți mai bine, am să vă spun o pildă. Un om s-a dus la piață și și-a sprijinit bicicleta de o tarabă. Și-a făcut piața și a fost atât de entuziasmat că a găsit de toate, încât a plecat acasă,
fără bicicletă. Dimineața și-a adus aminte când se plece omul la serviciu, cu bicicleta aceea lui ponosită, probabil pe care, pe a cărei șa era și celebra bască neagră, arsă de soare, a constatat că nu mai are bicicleta și a adus aminte imediat că e lângă tarabă și nu mai avea nicio șansă să o găsească peste noapte, cu siguranță că a luat-o cineva. Dar, așa cum suntem noi oamenii, totuși s-a dus să vadă, măcar să vadă locul gol, să vadă el că a rămas fără bicicletă. S-a dus și mare bucurie a avut, constatând că bicicleta lui nici măcar nu fusese dată la o parte. Era în aceeași poziție. În acel moment de bucurie și în euforia aceea a momentului, s-a dus la prima biserică să se roage lui Dumnezeu, să-i mulțumească pentru că i-a lăsat bicicleta acolo. Și când a ieșit de la biserică, nu mai era bicicleta. Iubiți credincioși, aici trebuie să luăm cu mare, mare aminte situația. Cui ne rugăm? Păi noi lui Dumnezeu ne rugăm, nu așa, când suntem bolnavi, cum am zis și duminica trecută, venim la Sfântul Maslu numai că ne doare câte un picior sau nu mai țin șalele sau nu știu ce am pățit la ochi. Fraților, adevărata rugăciune și adevăratul templu pe care îl caută sufletul nostru este acela care să ne ducă la Dumnezeu. Dumnezeu este unul dintre cele mai confundate personaje. Și îmi permit să vă spun așa, pentru că intimitatea rugăciunii ne dictează acest lucru. Nu cumva l-am înlocuit noi pe Dumnezeu cu altceva? Nu cumva l-am tras în mintea noastră în niște tipare, așa cum făcea în patul lui Procus, dacă era prea mare tăia și dacă era prea mic lungea? Nu cumva noi ne ducem la templu așa numai ca să facem o dare de seamă cum o făcea fariseu? Să nu credeți acum că fariseii, fiind o tagmă care și-a trăit traiul pe românește, nu mai există printre noi. Noi, fiecare dintre noi, avem așa o anumită atitudine când am început, de exemplu, postul. Ne uităm așa în stânga, în dreapta, mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca aceștia. Eu postez de două ori pe săptămână. Dar... Ce ne îndreptățește să facem lucrul acesta? Firescul din noi. Asta nu credeți acum că trebuie să dăm neapărat cu pietre în fariseu. Doamne ferește, nu. Nici noi nu putem. Chiar se spune că odată un învățător foarte, foarte abil, pe care le știa toată lumea, a venit într-o localitate să țină un cuvânt. Și-au dat seama oamenii foarte scurt că, deși vorbea foarte serios, provoca râsul. Frazele se așezau așa de frumos în gura lui și era o plăcere să-l ascult, de la un moment dat începuse să râdă din ce în ce mai des. Și unul mai cârcotaș, așa probabil că nu mai râsese niciodată, bombănind, a ieșit pe ușă să plece din sala respectivă și spunea așa ca pentru el, dar ca să mai audă și niște ucenici de-ai învățătorului respectiv, ce, ăsta e un clown. Și bineînțeles că un ucenic care l-a auzit, l-a tras de mână, zice, nu te supăra, știi ce înseamnă asta? Ce înseamnă că să râde toată lumea? Ce? Poți să vezi să te facă să râdem? Nu. Un clown te face să râzi de el, prin diferite giumbușlucuri. Învățătorul nostru te face să râzi de tine. Așa trebuie să luăm și noi fiecare cuvânt. Asta zic că îl confundăm pe Dumnezeu și îl așezăm în mintea noastră și începem darea de seamă. Intrăm în biserică și dacă după noi mai vine cineva și vedem că n-a respectat traiectoria și s-a dus direct la Maica Domnului în loc să ducă la celălalt iconostas, zicem așa în sine, dacă ne abținem să nu-i punem piedică, să o oprim, zicem în sine, mulțumesc ție, Doamne, că eu știu pe unde să trec pe la biserică. Sunt multe lucruri pe care noi le judecăm. De exemplu, vedem pe unul care vine în training pe aici. Ca uite-l bă și pe ăsta. Se duce la jogging cu împărtășania mea în gură. Trebuie să fim atenți la adevărata esență a lui Dumnezeu, care este dragostea. Dumnezeu ne vrea
să-L înțelegem și noi, pentru că Dumnezeu ne înțelege pe noi. Ne rabdă, ne așteaptă să ne pocăim și așa mai departe. Dar noi îl înțelegem pe Dumnezeu. Nu cumva l-am confundat. Poate că l-am confundat cu șeful. Și credem că dacă a zis șeful într-un fel, trebuie și noi să facem la fel. Nu, nu trebuie să facem confuzia asta. Pentru că Dumnezeu nu așteaptă de la noi o dare de seamă. Doamne, eu am venit aici ca să spun că am postit 2 zile pe săptămână, am dat zeciuială în felul meu. Mă rog, fiecare știe cum să dea zeciuială. Nu este un termen fix. Dacă ai ajutat pe cineva, dacă l-ai îmbrățișat pe cineva, cu siguranță că ai dat zeciuială din cât ai câștigat. În sensul că ai acumulat ceva și n-ai oprit pentru tine și ai dat și celuilalt. Ei, și va să zic că noi venim aici și spunem că am făcut cu tare, judecăm pe ăla sau pe ălalt, mulțumiți, Doamne, că nu sunt ca acesta. Asta este cea mai des întâlnită categorie de oameni, a celor care mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem ca ceilalți. Noi credem că suntem mai sus. Dar să vedem ce a făcut Vameșul. Vameșul îl avea pe Dumnezeu în sufletul lui. Și să știa el ce a făcut. Nici nu contează, așa cum să știa și fariseul ce a făcut. Dar către Dumnezeu s-a manifestat cu o stare de pocăință. Și a zis, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și atât. Dacă tot vedem pe cei doi într-o anumită competiție, să spunem așa, la rugăciune, vă mai aduc aminte când am spus că erau doi oameni tot într-un templu ca să se roage la aceeași icoană. Și unul dintre ei era mai guraliv, așa. Și a, Doamne, dă-mi că moare familia, dă-mi și mie $10. A rugat, în spatele lui ăsta aștepta să plece ca să roage și el. Stătea așa ca la coadă la rugăciune. Și la un moment dat a văzut că ăsta n-are de gând să plece, să ți venea acolo cu Dumnezeu, ce să-i dea, pentru copii, ce să facă. Și la un moment dat l-a bătut pe umăr. Zice, băi, bine, uite care-i treaba, ia de acelea 10 și fugi, că eu am treabă mă serioasă cu Dumnezeu. Lasă-l în pace, nu mai plictisi. Mijlocirea aceasta a sfinților, pe care noi o știm, și când a venit femeia cananeancă și a zis, dă-i drumul că strigă în urma noastră, să știți că este o realitate. Dar când și cum îl cunoaștem pe Dumnezeu totuși, că de aici am pornit. Astăzi dimineață, la Evanghelia Utreniei, la Voscreasnă, s-a citit pericopa în care Luca și Cleopa plecau spre Emaus. Și Mântuitorul a intrat în vorbă cu ei, ei nu l-au cunoscut și a început să le spună locurile din Evanghelie și așa mai departe. Și la un moment dat a intrat, el se făcea că merge mai departe și au zis, rămâi cu noi că este spre seară și s-a plecat ziua. A intrat cu ei la masă și frângând pâinea le-a dat lor și atunci s-au deschis ochii lor. În momentul în care s-au deschis ochii lor, el s-a făcut nevăzut de lângă dânsi. Aici am vrut să vă aduc cu bicicleta. Dar abia după ce a ieșit de la biserică, de la rugăciune și n-a mai fost bicicleta, și-a dat seama că Dumnezeu nu este de la o firmă de pază care să-i păzească lui bicicleta, ci Dumnezeu este mult mai mult decât orice. Nu mai ai nevoie de nimic atunci când l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Nici măcar să-L vezi față către față. Asta l-a încredințat pe Mântuitorul să spună mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa decât celălalt. Cel care n-a vrut neapărat să-L vadă pe Dumnezeu. Unde ești, Doamne? Unde ești, Doamne? Când în 1969 a venit primul om după lună, în toate mediile românești, unde frații noștri porniți de la răsărit, că de acolo vine ploaia, întrebau pe românește, popimea, bă, ai văzut că a venit ăla după lună și nu l-a văzut pe Dumnezeu acolo. Băi, Dumnezeu fix pe lună trebuia să fie și s-a dat seama Yuri Gagarin și cu... După aia au mai făcut niște vizite și Armstrong a zis un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire, adică nu e Dumnezeu aici. Fraților,
nu s-a uitat spre cer vameșul, ci s-a uitat în el, bătându-și pieptul, a zis, milostivi mie păcătosului. Iubiți credincioși, aceasta este atitudinea de rugăciune și înțelegerea faptului că Dumnezeu este exact acolo unde nu mai este. Acolo unde am scormonit până la capăt, unde i-am cerut noi lucruri lumești și vedem că Dumnezeu ne dă mai mult decât atât, acolo este Dumnezeu. Dumnezeu e văzut de om atunci când se descoperă și dispare. În momentul în care nu mai e, atunci e Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-ar asculta toate rugăciunile, vă imaginați ce viață plictisitoare am avea? Ați crede că e așa, o fantasmă? Nu! Omul s-ar plictisi dacă ar vrea ceva, de exemplu, ar vrea să deschidă o ușă și ar deschide așa numai cu gândul. Ar vrea să o închide la loc, o închide cu gândul. După care ar vrea să ajungă nu știu ce loc și ar ajunge acolo. Deja Dumnezeu, dacă ar fi ușierul nostru sau ar fi firma noastră de transport, se ducă de colo-colo, nu unui Dumnezeu de calibru ăsta ne rugăm noi în biserică. Noi ne rugăm să facă Dumnezeu din noi ceea ce putem să facem noi. Să ne ajute Dumnezeu să ne vindecăm, pentru că așa suntem proiectați, să ne vindecăm singuri. Chiar medicina a recunoscut că la început omului, dacă i se întâmpla printr-un accident să piardă un deget, o falangă, un picior, se regenera și se vindeca omul. Sunt niște cercetări care ne spun lucrul acesta. Înseamnă că omul are pentru el posibilitatea de a se vindeca. E, aici trebuie să ajungem noi. Nu stăm la Sfântul Maslu și hai să ne ungem ca să ce? Ca să pătrundă în noi. Dacă nu pătrunde în noi, apoi tot cu șalele amorțite vom pleca de la biserică și tot cu picioarele târând după noi am pleca. Noi trebuie să ne reparăm în cap. Să ne reparăm, să ajungem să-L cunoaștem într-adevăr pe Dumnezeu. Așa cum l-a cunoscut Luca și cu Cleopa, în momentul în care le-a frânt pâinea, adică i-a împărtășit și el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iubiți credincioși, fie ca astăzi, să plecăm și noi spre casele noastre mai îndreptați, așa cum a plecat vameșul, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de multele noastre cuvinte. Nu știe Dumnezeu ce ne lipsește? Știe, cu siguranță. Nici nu știm noi ce ne lipsește. Și Dumnezeu știe dinainte. De aceea, pe fariseu, fără să-l bârfim și fără să spunem, ia uite, băi, ce și ăsta, cum adică? Să se laude înaintea lui Dumnezeu cu una cu altă? Nu. Îl lăsăm așa, pentru că dacă Dumnezeu l-a îngăduit și a mărturisit despre el, cu siguranță că l-a și iertat. Dar trebuie să luăm aminte care este atitudinea noastră și, încă o dată, când începem să-L căutăm pe adevăratul Dumnezeu. Pentru că este așa de frumos să te întâlnești cu Dumnezeu exact în spatele Lui, după ce El s-a făcut nevăzut de lângă noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.